clasă pentru o elevă de gimnaziu, curioasă și independentă. Ia uite ce am găsit! L-am iubit pe bunicul enorm. Țin la prieten și vreau să-mi urmez visul. Păi, ăla costă $1000. Mă rog, nu am $1000 să iau un pahar de laborator la mâna a doua. Te-am văzut stând în urmă cu fata aia. E o prietenă nouă? Categoric nu. Trebuie să fii mai deschisă, n-ați face prieteni medii. Cum să te prefaci că don ca să te sustragi de la o discuție cu maică-ta despre viața ta socială? Mulțumesc, bunicule! Posturile astea sunt geniale! Vrei să vezi pentru ultima oară mansarda? Să vă spun, încurcăturile mă urmăresc și totul deodată se schimbă. Încetează! 9 minute și 3 secunde, cu 1 minut și 4 secunde mai mult ca data trecută. Factorul von Wilbrand. Te simți bine? Îi curge cuiva sânge din nas aici. Mi-am lăsat ghiozdanul în autobuz. Am nevoie de el. Nu ai nevoie de ghiozdan în prima zi de școală. La somnatariu, fix de ziua mea. Ce-am făcut? Ce-o să zică tata? Toate cărțile astea sunt ale tale? Le-ai citit pe toate? Cel puțin de două ori, dar altceva voiam să-ți arăt. Este în familia noastră de peste 100 de ani cel mai prețios lucru. Pam, pam, un meteorit! Un meteorit adevărat, autentic, unic. Riley! Ești rea! Nu mă chem dacă ai nevoie de ajutor. Gata. Nu o să te chem! Eram cu să treacă azi pe la noi.